Дякую, мій бабусю, ну вірші, вийде і ще сестра, мій шаша, ну сплаші. На. E, dacă nu ți-a plăcea, s-a spus tu acum cum s-au măritat fetele astea două, amiele. Soare,
te așa de vara. Măriuță, mărioară, asta-i noapte ce-am visat, e o mirișă dumneleasă. Poate așa de vara, te rog, Doamne, fă minune să poată și asus, să plecăm și noi în lume, să ne căutăm în ajut. Te rog, Doamne, fă minune să poată și asus, să plecăm și noi în lume, să ne căutăm în ajut. Și vă invităm, sperăm și la edițiile următoare. Încercăm să mai facem chiar anul acesta încă o ediție la Sărata, aici la 4 km de Bacău. Mulțumesc Primăriei Bacău, Consiliului Local Bacău, domnilor consilieri, care ne-au facilitat acest festival în municipiul Bacău. Din câte știu eu, este primul de această anvergură și cel puțin de acest gen. Și mulțumesc, nu în ultimul rând, echipei favorit, doamnei Emilia Bubulac, pentru încrederea mei. Și permiteți-mi să-l invit alături de mine pe domnul consilier local, Ilie Bârzu. Mă bucur că ceea ce s-a întâmplat astăzi la Bacău, un maraton folcloric, adevărat, autentic, o adevărată zestre a tradiției românești, s-a întâmplat astăzi la Bacău și sunt bucuros că Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Local Bacău a putut sprijini, a putut organiza alături de asociația ca la noi, prin președinta Camelia Roșu, care vreau să-i mulțumesc personal în numele domnului primar pentru ceea ce ați făcut și contați pe sprijinul nostru
și la ediția următoare să facem tot la Bacău, pentru că simt că bacăuanii iubesc folclorul și merită Bacău să aibă în continuare acest festival care are o asemenea învergură. Vă mulțumesc tare mult și vă așteptăm la ediția următoare 2012.